Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Și Revista Ferma, revista care informează agricultura. Și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în Grădina Danei. Dragii mei, sunt la Ploiești, într-o frumoasă grădină aranjată de prietena emisiunii noastre, Elena Andrei. Bună, Elena! Bună ziua, bine ați venit! Vă așteptăm cu drag! Pe Elena o știți doar ca producător de plante, dar ea se ocupă și cu aranjarea grădinilor. Am așa impresia că tu vrei să faci din asta ocupația principală. Așa, ocupația principală. Și ai pornit aici cu grădina unor prieteni, niște oameni deosebiți care ți-au și dat mână liberă și ați colaborat împreună să iasă curtea asta foarte frumos aranjată. Deja amprenta se vede de la intrare. Ai făcut o rocărie, e foarte frumoasă. Fiind în inima Ploieștiului, avem nevoie de foarte mult spațiu de relaxare. Bucuria mare a fost că au aproximativ 500 de metri pătrați numai de aranjat grădina. Dar fiind și casa existentă, n-am putut decât să ne plimbăm, să așa în ghilimele, pe lângă ea să putem să o aranjăm. Și atunci, în fața casei, fiind către stradă, am considerat că nu ar fi rău să fac o stâncărie, să aduc un pic de munte în această grădină. Este forma de relief care îmi place cel mai mult să o aranjez. Pentru început se face un drenaj pe pământ, afânăm solul întâi de desubt, după aceea facem un drenaj din pietriș de câțiva centimetri și începem să amenajăm marginile, să vedem cât ne putem extinde. Și cu bolovani am început să aranjăm, am adus pământ și pe măsură ce ne-am ridicat în înălțime, am plantat destule plante care, pe care le-am ales ca să fie înflorite de când se ia zăpada și până pică bruma. Deci, așa, deja deci noi suntem, de piatră. Floarea de piatră face covorul dintre dalele pe lângă stâncărie. Mm-hmm. Și pentru că anul trecut au fost acolo mai puține, s-au scuturat sămânța și au ieșit destul de e multe. E un covor splendid. Și se poate și călca pe lângă stâncărie. Pe ea am pus diverse plante, conifere mici, plante ierboase, perene în special, dar și câteva anuale să completeze aspectul berberis de două culori, armeria, niște eonimus, panseluțe cu floare mică care sunt deja în ultima fază, practic, peste o săptămână, două, le vom scoate și în locul lor vom mai pune altceva. Am avut pulsatila, lobelia. Sunt foarte multe într-un spațiu foarte mic. Și văd că ai făcut și un loc de relaxare la umbra smochinului. Am ținut cont de nevoile familiei, să spun așa, având și o mezină care este la finalul liceului. Am considerat că îi trebuie un spațiu pentru tineret, pentru prietenele care vin la ea și atunci către stradă am creat un mic spațiu de relaxare cu două băncuțe, o măsuță și o umbră destul de, în ghilimele, fiind lungă pe parcursul zilei, pentru că este umbră și de la casa vecină și de la casa dânșilor, dar și de la un smochin. Și pe dreapta ai pus diverse flori, dar aș vrea să te întreb, lângă gardul acesta de piatră și sârmă, ar merge un kiwi aici, așa, că are deja soare pe parte? Au un kiwi în față, de tot, e un mini kiwi. Uh-huh. Să nu-mi spui că l-ai luat de la Bianca Ștefănoiu de la Periș. Da. Da? Ce surpriză plăcută și ce coincidență, pentru că, dragii mei, vreau să vă invit să o ascultați pe Bianca vorbindu-vă despre kiwi.
Este o plantă de mini kiwi pe care vreau să vă prezint, pentru că foarte multă lume știe fructul de kiwi pe care îl întâlnim atât de des în supermarket, dar puțini știu de planta de mini kiwi. Este rezistentă la temperaturile din țara noastră? Da, soiurile de mini kiwi, de Actinidia arguta, sunt rezistente până la minus 25, chiar minus 30 de grade. Ele provenind din Asia, din Nordul Americii, planta este extrem de adaptată și este ceva nou pentru România. Haideți să-i facem ABC-ul. Plecăm de la faptul că această liană are fructele asemănătoare cu cele ale plantei de kiwi. Structura este identică. Diferența ar fi mărimea fructului și faptul că fructul nu are puf. Deci este mai comod de consumat. Este mai ales pentru copii, se poate consuma direct, se poate introduce în salate, în prăjituri, se pot face compoturi, dulcețuri, dar aș recomanda consumul direct pentru că planta este plină de virtuți, are foarte multe minerale, vitamine și fibre minerale. Prin conținutul de vitamina C, care ajunge și la 65% din necesarul de consum zilnic, planta devine un super fruct. De asemenea, conține vitamina PP, B1, B2, conține zinc, potasiu, în cantități chiar mai mari decât alte fructe similare, cum sunt căpșunile, zmeura, afinele sau murele. Conținutul mare de fibre face ca această plantă să fie recomandată în diete, creează și senzația de sațietate, de astfel încât noi vom consuma mai puține alimente în timpul unei mese. O luăm de la dumneavoastră. Așa, în stadiu de pui. Este foarte important ca la achiziționarea unei plante să avem un material genetic sănătos și foarte viguros. Această vigoare inițială îi asigură plantei rezistență pe parcursul iernii și o dezvoltare foarte frumoasă. Și cum ne dăm seama că e sănătoasă planta? Păi dacă am avea posibilitatea să o vedem la achiziționare, ne dăm seama că e o plantă bine dezvoltată, o plantă mai de 2 ani ar trebui să fie achiziționată cu o tulpină principală mai lemnificată un pic și o rădăcină sănătoasă. În ce fel de pământ o plantăm și dacă alegem locul la umbră sau la soare? Planta este foarte mare iubitoare de soare, de cantitatea de soare care pătrunde la nivelul frunzelor, depinde asimilarea de substanțe nutritive și creșterea plantei, precum și pentru anumite soiuri culoarea. Ele capătă un roz roșu foarte frumos, anumite soiuri sunt roșii și această culoare minunată nu poate fi obținută decât în plin soare. În momentul în care am achiziționat planta, deci trebuie să găsim un loc, dacă se poate, ferit de vânt, astfel încât să se evite frecarea ramurilor și rănirea fructelor. E bine să-i asigurăm un tutore. Planta fiind o liană, ea crește în mod natural până la 6-8 metri, dar bineînțeles că nu o vom lăsa, ci vom aplica tăieri. La plantare, locul trebuie să nu aibă prea multă apă, adică planta iubește o umiditate constantă. Nu suportă seceta, dar nici excesul de umiditate. După achiziționare, planta se sprijină în funcție de sistemul de cultură. Dacă este vorba de o plantație industrială sau dacă e vorba de o cultură de amator în grădina personală. Sistemele diferă pentru că diferă spațiul pe care îl poate ocupa planta. Într-o plantație profesională, ea poate, ar fi ideal să aibă 4 metri între plante și 4 metri între rânduri. Dacă spațiile nu sunt atât de generoase pentru această plantație, pot să fie micșorate distanțele între plante pe rând până la 2 metri jumate. Numai că ulterior, tăierile de întreținere sunt mult mai dificile. Cam cum se fac tăierile acestea? După ce am plantat și am ales tutorele, vom conduce una, două tulpini până la înălțimea de 2 metri jumate, după care creșterile care apar în vârf vor fi ghidate pe direcția rândului. Vom face o structură în forma literei T, cu brațele întinse în direcția rândului, brațe care pot atinge până la 1 metru jumate, 2 metri. Acolo vom scurta creșterile și lăstarii care apar pe aceste brațe vor fi lăstarii fructiferi.
Asta este povestea în culturile industriale. În culturile de amatori, care pot fi realizate chiar pe gardurile acestea de plasă, vom face o structură în evantai, cu ramurile aflate la distanțe de 50-60 de centimetri. Creșterile ulterioare le vom orizontaliza, le vom lega de gard, având grijă ca între etaje să nu fie distanțe mai mici de 40 de centimetri. Pe aceste ramuri orizontale se vor naște lăstarii fructiferi. Tot timpul vom avea grijă ca plantele să fie tăiate. Tăierile la mini kiwi sunt foarte importante. Ele trebuie realizate la sfârșitul iernii, primăvara de vreme, deci, înainte de începerea curgerii sevei. Mini kiwi, Actinidia arguta, ca și vița de vie, are așa numitul fenomen de plâns al viței de vie. Momentul în care am observat că prin tăiere avem această curgere de sevă, înseamnă că tăierea a fost efectuată mult prea târziu și vom iniția alte tăieri în sfârșit de iulie, început de august. Este foarte important să aerisim planta ca fiecare frunză să aibă acces la lumină. De ce asta? Pentru că frunzele care nu au suficientă lumină, nu numai că ele nu mai aduc un aport de nutrienți plantei, dar devin un consumator și o povară pentru plantă. Și atunci, dacă eliminarea nu este făcută corect, vom avea un exces de fructe care, practic, nu vor mai avea dimensiunea dorită sau pur și simplu nu se vor mai dezvolta deloc. Și probabil vor săcătui și planta. Se epuizează în timp. Să vorbim puțin despre plantare. Plantarea este foarte importantă, începând din momentul în care am desfăcut balotul de rădăcini al plantei din ghiveci. E important ca să se facă o imersare într-o găleată cu apă, să aprovizionăm rădăcinile în totalitate cu apă și vom avea grijă, un aspect foarte important, ca această plantă să nu fie pusă mai adânc decât a fost la nivelul ghiveciului, întrucât suferă fenomenul de necroză și de moarte a tulpinii. Și florile când apar? Florile apar în luna mai, țin foarte puțin, se desprind rapid de plantă și fructificarea are loc pe parcursul verii. În funcție de soiul pe care l-am ales, vom avea fructe coapte în sfârșit de august și aproape de sfârșitul lunii noiembrie. Această eșalonare de producție este foarte importantă pentru cei care aleg să pună mini kiwi în plantații pentru industrializare. Ca la cireșe, e firesc. Ca la cireșe, deși, acum a spus, fructele de mini kiwi sunt un pic mai scumpe, nu reprezintă un fruct ieftin, de aceea și livrările în supermarket se fac în caserole mici de 125 de grame, cu fructele puse într-un singur strat, așa să se vadă frumos, poate fi văzut fiecare fruct în parte. Să mai discutăm puțin despre boli și dăunători. Cultura de mini kiwi este o cultură eco, nu necesită stropiri, ceea ce face ca acest fruct să fie ideal în hrana copiilor. Fructele s-au copt în momentul în care adună destul zahăr în fruct. Cultivatorii industriali recoltează fructele și obțin un indice de zaharuri. De regulă, plantele sunt culese înainte de a se atinge o maturare completă a fructului. De aceea, pe rafturile supermarketurilor vom găsi fructe care nu au ajuns la dulceața pe care ne-o dorim, astfel încât după recoltare le mai ținem în casă o săptămână, deci la temperatura camerei, ele vor ajunge la aroma și dulceața pe care ne-o dorim într-o săptămână. În momentul coacerii, fructele pierd o cantitate de apă și se zbârcesc. Acesta este momentul pe care noi îl alegem ca să le consumăm. Ceea ce e important, că fructul rezistă o lună de zile în spații reci sau două luni de zile în condiții de camere frigorifice. Sunt plante mascul și femelă? Da, planta este de mini kiwi, este o plantă dioică, sunt exemplare femele și mascule. La plantarea exemplarelor mascule pe rânduri, vom alege un exemplar la om, 9 femele și vom avea grijă ca spalierul pe care se află planta masculă să fie mai sus decât cel pe care stau plantele femele. De ce spun asta?
pentru că albina, care vine de deasupra, va culege întâi polenul florilor mascule și apoi se va duce către florile femele și le va poleniza și vom avea fructificare. Ceea ce e bine de știut, există foarte multe soiuri, vreo 4 soiuri de mini kiwi, de Actinidia arguta, cu autopolenizare. Aceste soiuri nu intră decât în regim de amatori, pentru că ele au o cantitate de fructe mai redusă decât soiurile dioice. Cred că numai dumneavoastră, horticultorii, știți cum să le diferențiați. Noi e cel mai obișnuiți. Bine numai să punem etichete la modul serios, pentru că foarte multă lume încurcă soiurile chiar în plantații profesionale și nu este cazul. Cel mai bun lucru este eticheta. Elena, am schimbat locația, am trecut în spatele casei. Am ales locul acesta numai pentru gardul, care este făcut din piatră și sticlă, dar și pentru faptul că aici avem o grădină de legume. Pe lângă spațiul de relaxare al întregii curți pe care l-am gândit, am considerat că este necesar să facem și câteva legume pentru necesarul familiei. Am avut deja prima cultură din gulioare, salată, mărar, pe care, ceapă verde, usturoi pe care le-am recoltat și acum deja suntem la a doua cultură, în special tomate. Avem și castraveți, mai avem pătrunjel, morcov, câte puțin din toate, ca să asigurăm necesarul familiei. Și pe lângă această grădină de legume, noi am făcut și o mini-livadă cu pomii pentru livadă super intensivă, dar avem și căpșun și smeură, agrișă, deci într-un spațiu destul de mic, pentru că 500 de metri să fie și spațiu de relaxare și o grădină este mai greu de realizat. Și totuși zic eu că a ieșit un lucru foarte bun. Îmi plac foarte mult aceste straturi supraînălțate, deci ai pus niște scânduri, ai pus ceva plastic? Nu, de desubt am făcut din nou drenaj, așa cum v-am spus și la rocărie, ca să ne se asigure drenajul să se scurgă bine apa și după aceea am umplut casetele pe care le-am făcut în diferite modele să putem să plantăm în ele ceea ce avem nevoie. Ai făcut și o alveolă pentru flori. Nu văd, ai pus undeva lavandă? Am pus plante încât să se poată apăra unele pe altele. Și atunci am pus lavandă, busuioc, pătrunjel. Știți că toate plantele care au un parfum anume al lor sunt foarte bune pentru combaterea dăunăturilor. Și acum să vedem un reportaj realizat de Vasile Braic de la Târgu Mureș, care, bineînțeles, ne va vorbi despre lavandă. Lavanda este socotită o plantă miraculoasă. Parfumul inconfundabil și puterile ei tămăduitoare sunt bine cunoscute de peste 2000 de ani. Povestea românească a lavandei nu este atât de lungă. A început să fie cultivată abia în anii 50 pe câteva sute de hectare și abia în ultimul deceniu a început să devină o afacere profitabilă și în România. Adrian și Cristina Dârjan din Fetindia Sălaj au început să cultive lavandă pe 2 hectare în urmă cu 6 ani, iar acum se află printre cei mai importanți cultivatori din țară. În mica localitate de lângă Zalău a fost organizată a doua ediție a sărbătorii Drumul Lavandei, de la cultura din câmp până la distilare. Din păcate, în acest an, o bună parte a producției a fost compromisă de capriciile vremii. Noi după 6 săptămâni de ploaie am încercat să vedem partea plină a paharului. Și la un moment dat am zis, bă, bine că nu bătu și gheața, că asta mai lipsea. Ar fi trebuit să trag din gură corma și gheața. Gheață ce nu eu, că încă mă consider tânăr, bătrânii satului... N-au văzut-o. N-au văzut în viața lor, deci gheață de mărimea unui măr. Așa ceva nu a fost niciodată la noi. Drumul lavandei, la un moment dat am stat după acea zi fatidică, ne-am gândit să anulăm evenimentul. Că am zis, domnule, nu putem să facem drumul lavandei fără lavandă. Efectiv, nu mai rămăsese nimic. Dar după
cum noaptea e un sfârșit bun și după un pic de repaus, de odihnă, am gândit că de fapt despre asta este vorba. Noi n-am spus că facem festivalul lavandei, nici sărbătoarea lavandei. I-am spus drumul lavandei de la cultură la produsul finit. Ceea ce însemna că era un, nu o sărbătoare, era un eveniment atelier în care lumea să vină, să vadă, să povestim despre lavandă, de la cultură sau din înființare, întreținere, recoltare, distilare, tot ce înseamnă procesare până la produsul ăla finit. Este o cultură de lavandă în anul 6, care trebuia să fie matură, dezvoltată. La această oră. Și au mai rămas câteva. Vedeți și dumneavoastră. Deci lumea trebuie să înțeleagă, despre asta vorbim și asta era ideea noastră. Ce înseamnă de fapt munca din spatele, riscurile. Nu numai un stand frumos parfumat, colorat în mov sau niște poze frumos photoshopate, lucrate în... Nu, realitatea este aici. Sărbătoarea a fost organizată chiar la marginea plantației și alături de localnici au participat cultivatori din zonă, specialiști și iubitori ai parfumului delicat de lavandă. Organizatorii au dorit să demonstreze pe viu traseul ce trebuie urmat de la recoltarea din câmp până la obținerea uleiului esențial și a produselor cosmetice sau culinare. Am făcut două produse noi. Având în vedere că suntem într-o perioadă estivă, ne-am gândit la doamne. Am făcut un demachiant. Chiar eticheta nu este gata, dar urmează, sperăm noi, în câteva zile să iasă tot dosarul de siguranță a produsului și eticheta ulterior. Și am îndrăznit să mergem puțin mai departe și am făcut pâinea cu lavandă. Și spre bucuria mea, deja doar la degustare a fost făcută și deja avem așa câteva mici comenzi. Ceea ce ne face să ne bucurăm foarte mult înseamnă că nu am dat greș nici de data aceasta. Se spune că lavanda se poate folosi la vindecarea peste 100 de boli, cu rezultate demonstrate în terapia afecțiunilor gastrice, circulatorii, la vindecarea rănilor, a bolilor de piele sau pentru relaxarea fizică și psihică. Sărbătoarea de la Fetindie a fost și o demonstrație că se poate cultiva cu succes și în România și chiar poate deveni o afacere cu un parfum ademenitor. Aici suntem puțin mai în spate, dar îmi place așa că rocoșina mi-aduce aminte de delta de mare, că căbănuța asta simpatică, așa ca de poveste, de zona de munte, aleile din scândură au un efect extraordinar în toată curtea. Mai avem acolo ceva, un balansoar, ceva de... Da, acolo este un loc special, noi îl numim în ghilimele coș, este foarte bun de făcut plajă, pentru că se poate roti și atunci îl putem mișca fie la soare, fie la umbră, cum ne dorim. E foarte bine compartimentată această grădină, pentru că pe terasa principală sunt mese, scaune, mai multe fotolii, încât se pot forma grupuri la anumite întâlniri. Poate fi o întâlnire de afaceri, poate fi o întâlnire de aniversare, ceva. Uh-huh. Și aici, mai în spate, este probabil locul cel mai nimerit pentru liniște, pentru relaxare, pentru în cafea. Liniște. Și o carte de citit. O carte de citit, da. Și o cafea. Sau și avem un hamac. Frumos hamac, da? Și cu cât înaintăm către spatele grădinii, observăm că avem mult mai multă liniște decât la stradă și în același timp grade mai puține. Elena, aș vrea să facem un om fericit care poate pleacă în concediu la mare sau în delta și citește niște cărți oferite drept premiu de către editura Casa din Oradea. Așa că te rog frumos să extragi un plic, să nu spui numele până nu aflăm dacă a răspuns corect. Deci desfă plicul. Da, poți să-l rupi și să vedem dacă a răspuns corect la întrebare.
specii de arbuși fructifer, plante medicinale și aromatice, grădina de legume, tomatele de la pasiune la practică, cuptoare de pâine și pizza, accesorii noi din 5 vechi. Răspunsul e bun, acum trebuie să ne spui cine a câștigat. Chiriță Cristinel, Boldești, județul Neamț. Felicitări, domnule, sper ca aceste cărți să vă fie de folos. Și acum, dragă Elena, pentru că noi te iubim mult, îți facem un dar simbolic, așa, din partea emisiunii În grădina Danei, o cană în care să-ți bei un ceai sau o cafea sau o citronadă dimineața, când, înainte de a te apuca de treabă. Mulțumesc mult, vai, dar e superbă. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10 la emisiunea În grădina Danei. Până atunci, toate cele bune! Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură.